Bună ziua, dragii noștri! Iată-ne din nou împreună la consacrata rubrică Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii Arhetipuri, simboluri și ritualuri șamanice, o campanie online desfășurată pe site-ul editurii Herald și pe pagina de Facebook a editurii Herald. Nu uitați, toate interviurile, toate materialele cu invitații noștri speciale le găsiți pe pagina oficială de Facebook Herald și de asemenea pe canalul de YouTube. Astăzi sunt alături de noi pentru că, aș putea să spun, este o premieră, lucru care mă bucură foarte mult. Avem doi invitați. Este vorba despre soții Miruna Nog și Radu Nog, membrii ai echipei școlii Medicina Șamanică, muzicieni și de asemenea practicanți șamanism în tradiția Inca. Am ales pentru astăzi în discuția noastră ca recomandare de carte, așa cum facem de fiecare dată, o carte superbă, Șamanismul, călătorie între două lumi, de profesorul Octavian Simu. O carte publicată în colecția Șamanism, care face parte, așa cum vă spuneam, din această campanie Arhetipuri, simboluri și ritualuri șamanice. Am să vă arăt și cartea la cameră, o carte pe care vă o recomandăm cu mare, mare drag. Patrimoniul viu al umanității, șamanismul, este, putem spune, este o sursă de cunoaștere a omului și a naturii existenței sale. Mircea Eliade afirma că șamanismul este cea mai veche și mai larg răspândită tradiție ocultă. A apărut cu mult înainte de a se fi conturat instituțiile religioase și religiile în ansamblul lor. Șamanismul a facilitat încă din vremurile ancestrale conștientizarea valorii existenței omenești, ancorată într-o sacralitate ce avea nevoie să fie recunoscută și deopotrivă respectată. Șamanul, referindu-ne la rolul șamanului în comunitate, șamanul este acel mesager, mediator între două tărâmuri, între cele două lumi, cum spune în titlu și profesorul Simu, vizibilul și invizibilul, având rolul de a stabili o legătură cu sacrul în folosul întregii comunități din care face parte. Aș vrea în discuția noastră, în materialul nostru, să interveniți fiecare pe rând atunci când simțiți nevoia să veniți cu niște informații utile pentru cei care ne urmăresc, pentru cititorii noștri. Și aș porni discuția noastră de la această întrebare și de la cele menționate puțin mai devreme de mine. Ce este șamanismul și care este rolul unui șaman în comunitate? Și apoi cumva să facem trecerea la tradiția Inca, pentru că se vorbește și în alte intervenții am vorbit despre șamanism, despre tradiția străveche a șamanismului, dar și despre o formă nouă, am putea spune, destul de mult vehiculată în ultimul timp, acela de neo-șamanism, atunci când ne referim la șamanismul modern. Pentru că, din punctul meu de vedere, cred că rolul șamanului în comunitate, indiferent că vorbim despre comunitățile ancestrale de acum 2, 3, 5, 10 mii de ani sau că vorbim despre epoca modernă, că vorbim, eu știu, despre șamani din America de Sud, din Amazon, din Mexic, din America de Nord, din peninsula Scandinavă, din Siberia, din, eu știu, Tibet sau din Noua Zeelandă, din Australia. Cred că rolul șamanului în comunitate este unul foarte complex, pentru că vorbim aici și despre un rol sacerdotal, da? Șamanul în egală măsură poate să fie și preotul comunității, poate să fie și îndrumătorul sau ghidul spiritual al oamenilor din acea comunitate. De asemenea, fără să exagerez, poate să fie și farmacistul acelei comunități atunci când vorbim despre leacuri, despre plante și așa mai departe.
Și știm bine că există o tradiție și în cultura românească în ceea ce privește șamanismul, îi știm solomonarii, vracii și așa mai departe, vindecătorii. Probabil că are și un rol de terapeut sau de psihoterapeut, da? Pentru că vorbim și de partea aceasta de vindecare, că tot pomeneam despre școala medicina șamanică, are rolul acesta de vindecare spirituală, psihică, emoțională, ceea ce în zilele noastre face un psihoterapeut, de a încerca cumva cu sprijinul, să spunem, nemijlocit al pacienților, al clienților, indiferent cum se intitulează ei, de a restabili un soi de echilibru, de pace sufletească și de armonie în sufletul fiecărui om. Pentru că vorbim până la urmă de un soi de reîntoarcere, și aici aș face o mică, mică, mică paranteză și în contextul actual pe care noi îl trăim cu toții, cel puțin de 7-8 luni încoace, un soi de reîntoarcere la esența noastră divină. Faptul că omul cumva, omul contemporan, omul modern, s-a îndepărtat de Dumnezeu, s-a îndepărtat de esența lui interioară, esența divină, s-a îndepărtat cumva și de natură. Da? Faptul că, până la urmă, acest pământ, această planetă, reprezintă, fără să exagerez, casa noastră. Și așa cum avem grijă de propria noastră casă în care locuim, să o aerisim, să facem curat, să lucrăm cu energiile pozitive, da? Cred că același lucru ar trebui să-l facem și cu planeta pe care noi de altfel locuim. Vă rog. Da, da, Sorin. Păi, ai spus cam tot ce era de spus în privința șamanismului, a acoperit o gamă vastă în ceea ce reprezintă rolul șamanului în cadrul comunității. Pentru noi, șamanismul reprezintă o cale de comunicare. În limba quechua, șamanului îi se spune Chacaruna, care înseamnă punte. Și fac referință la cartea pe care ai prezentat-o adineauri și este vorba de acest mesager, această punte, care comunică cu tot ceea ce există pe această planetă. Și în toate aspectele, atât fizice cât și spirituale. Rolul șamanului, așa cum ai spus, este acela de sacerdot, dar în sensul nu atât religios, cât în sensul că ceremonia și ritualul face parte din viața șamanului și el aduce aceste lucruri în viața cotidiană. Și pentru a fi mai precis, mă refer la toate acele rituri de pasaj care, într-un fel, cum spuneai și tu, au fost uitate în civilizația noastră modernă, în ritmurile în care trăim și urmărind să trecem de la un scop la altul, uităm să celebrăm acele momente de pasaj ale vieții noastre, care sunt trecerea de la o etapă la alta, la pubertate, când devenim adulți, când ne căsătorim, când intrăm în viață, când se naște un copil, când ieșim la pensie. Sunt foarte multe momente care determină schimbări psihologice în ființa noastră și în activitățile noastre și în rolurile noastre pe care le ducem în viață. Și atunci șamanul face această trecere ușoară, cu grație, și aduce o înțelegere și o deschidere la nivelul sufletesc, pentru că noi suntem foarte, foarte bine instruiți să fim în mental. Dar prin aceste ritualuri, aceste rituri, aceste ceremonii, care sunt de asemenea și ceremonii de inițiere, pentru că inițierile nu sunt numai, așa zis, inițieri oculte sau spirituale, sau sunt inițieri ale vieții. Noi accesăm
acea parte a creierului nostru de care avem nevoie, cum spunești tu, în aceste zile, fiind confruntați cu foarte, foarte multă energie grea, foarte multă agitație, de a intra în acea zonă a, să spunem, a creierului, a neocortexului sau a creierului prefrontal, care ne face să privim de sus lucrurile, să ne detașăm, să putem să trecem mai departe. Acestea ar fi unul dintre lucrurile care s-ar putea spune despre activitatea sacerdotală, activitatea medicinală vindecătoare, așa cum ai menționat și tu, se petrece pe toate nivelurile, nivelul psihologic, nivelul emoțional, nivelul sufletesc și cel fizic, care este o oglindă pentru ceea ce gândim, pentru ceea ce simțim. Și eliminarea vibrațiilor joase ajută la deblocarea fizică și ne ajută de asemenea să avem o stare de fizică bună, să funcționăm lucid, să funcționăm bine în societate și să ne relaționăm de asemenea într-un mod integrat. Apropo de neoșamanismul despre care ai menționat, așa este, pentru că nu este vorba de o reîntoarcere prin practicile șamanice, este vorba de o reîntoarcere la noi și de o reconectare a unei legături care s-a uitat, pentru că o avem cu toții în suflet și există într-adevăr în toate tradițiile. Acest pământ românesc a avut o tradiție foarte, foarte, foarte bogată. Românii au supraviețuit prin contactul cu natura și cu spiritualitatea, cu spiritul, cu Dumnezeu, religia și natura, codrul, frate, și Dumnezeu a fost cel care a dus poporul român mai departe. Și există, din acest punct de vedere, o punte care este creată între tradiția șamanică inca și tradiția șamanică românească și foarte multe rezonanțe. De aceea, pe de o parte, solul în România este foarte fertil pentru aceste învățături, sunt primite cu mare deschidere sufletească de către cei care caută aceste lucruri și de asemenea șamanii când vin în țara noastră recunosc această vibrație a pământului, a munților și a oamenilor. Da. Da, șamanii Kero cu care noi colaborăm de ani de zile. Când vin în România, se simt pur și simplu ca și acasă și după fiecare sejur ne întreabă el anno prossimo, el anno prossimo, mai venim și la anul și este ceva în pământul, deci am fost în Peru de 3 ori, este ceva din pământul din Peru și pământul din România, din Pachamama, mama pământ, cum o numim, care este e o vibrație foarte asemănătoare și șamanii când vin recunosc această vibrație și sunt foarte, foarte încântați și mulțumiți să lucreze cu oamenii din România. Este extraordinar. Și ce vreau să spun apropo de ritualuri și de această perioadă, care este o perioadă foarte plină de încercări pentru mulți dintre noi, este ca și când am fi demontați, pur și simplu. Nu mai avem repere, nu mai știm cine suntem și pe undeva era probabil necesar să ajungem în acest punct pentru a ne continua viața într-un mod mult mai conștient, mai prezent, mai puțin egoist și mai la nivel de comunitate, comunitate a familiei, comunitate de comunități tot mai mari, pentru că până la urmă este ceva ce ne-a atins la nivel mondial, la nivel universal, să spunem. Și au fost foarte multe manifestări spirituale, conferințe, foarte multe posibilități de a ne conecta și de a lucra împreună și asta e foarte, foarte important în această perioadă. Și
cred că fiecare mic lucru pe care îl creăm, intrând în noi înșine și conectându-ne cu sufletul, mergând în natură și uitându-ne la un copac sau atingându-l, sau pur și simplu în cadrul roții medicinei avem o practică care se cheamă sand painting, desenul pe pământ, care este o practică absolut magică și foarte, foarte eficientă. Luăm elemente naturale și suflăm în ele orice fel de energie grea care este în noi și ne permitem să desenăm din aceste elemente un desen care se desenează el însuși, fără ca noi să ne gândim. Și prin acest lucru, una la mână, ne putem ușura, ne putem elibera de această energie grea, de hucea, de agitație, de griji, de frică, de tot ceea ce ne iese la fileu în această perioadă. Și de asemenea ne conectăm în mod direct cu mama natură. Și primim mesaje, primim ghidare, primim susținere și în 20 de minute sau poate fi și mai scurt, 15, 20, 25 de minute, cât suntem în grădină, în parc, într-un mic spațiu verde, asta e tot ce avem nevoie. De altfel se poate face și acasă, într-o tăviță, cu nisip, cu pământ în ea. Ne ieșim din această experiență total transformați. Și pentru mine este de fiecare dată un miracol. Pur și simplu am făcut cu toții în cadrul roții de N ori această practică, dar de fiecare dată este nouă. Și aceasta este minunea care se produce în fiecare clipă, de fiecare dată când noi intrăm în interior și când noi cerem sprijinul și ne conectăm cu aceste forțe care ne permit să facem acest lucru într-un mod sacru. De aceea, înainte de a face orice fel de operație de lucru practic, șamanic, deschidem spațiul sacru cu o invocare pe care o spunem celor patru direcții, celor patru puncte cardinale, Mamei Pământ și Tatălui Cer și Spiritului lui Dumnezeu. Și în acest spațiu, întotdeauna se întâmplă ceva și suntem liberi să intrăm în dialog cu sufletul și cu Marele Spirit. Și sunt practici foarte, foarte simple și care ne scot din minte, care ne sacralizează. O zi în care am făcut un sand painting sau în care am stat 10 minute lângă un copac și am meditat asupra rolului pe care îl joacă un copac. În această perioadă putem face multe lucruri pentru copaci, pentru păduri. Sunt organizații extraordinare care scopul lor este să replantăm pământul, să... Deci putem face atâtea lucruri, ne putem doar extinde puțin antenele, adică merge dincolo de spațiul nostru individual, de a ne dori să contribuim la această mare schimbare care are loc acum și putem face atâtea lucruri care par mici, dar sunt foarte mari. Și cred că dacă fiecare dintre noi conștientizăm că acum e momentul, acum e momentul să se planteze copaci, acum e momentul să ne ocupăm de oceane, acum e momentul să facem aceste lucruri dincolo de lucrul nostru personal. Deci, cred că acesta e momentul când conștiința noastră se extinde în așa fel că știm că suntem responsabili. Și asta, de fapt, pe noi ne-a învățat șamanismul Inca, că suntem responsabili în fiecare clipă. De ceea ce gândim, de ceea ce simțim, de ceea ce spunem, de cum acționăm. Și de asemenea, eu cred că noi spunem în șamanism să ținem acea vibrație înaltă și acea viziune și acea notă a pământului vindecat. Și pentru mine, în toată această perioadă, ceea ce înțeleg este
că avem și un rol de jucat în a face lucruri, în a dona bani, în a găsi organizații pe care vrem să le susținem, în a ne pune la dispoziția Universului, pentru că Universul lucrează prin noi și în acest mod. Adică fiecare dintre noi ne putem găsi un mod de a ne face utili și de a contribui practic, pragmatic. Iar lucrul spiritual este absolut necesar și trebuie să-l facem în continuare, mai mult ca înainte, dar să fim conștienți că putem contribui cu pur și simplu devenim conștienți și observând și vrând să fim utili și de folos Mamei Pământ. Foarte bine a punctat și mai devreme Radu, când vorbea de acea reconectare cu natura. Și știu că există o tehnică, din punct de vedere terapeutic, de reconectare cu natura, aceea de a îmbrățișa copaci. În timp ce vă ascultam, mă gândeam și când vorbeai tu, Miruna, despre conștientizare. Dacă facem cumva referire, fac o mică paranteză apropo de ceremonial, în urmă, cred că în urmă cu 3 ani și jumătate aproape, am participat la un ceremonial al focului, care mi s-a părut extraordinar, în curtea unei prietene care avea o casă, pentru că și asta contează, să ai un spațiu verde și să-l ai cumva intim, în intimitatea proprii curți, da, sau a proprii case, ca să poți să faci așa ceva. Și mi s-a părut un lucru cu totul extraordinar. Adică aș putea să spun, să mărturisesc că după această experiență, care a durat cu pregătire până la final undeva în jur de 40 și ceva de minute, pentru că am vorbit și despre animalele care reprezintă totemuri pentru cele 4 puncte cardinale și știm animalele respective. Mă gândeam, apropo de conștientizare, și la faptul că ceea ce se întâmplă, să spunem, de 7-8 luni de zile încoace, este o părere personală, dar pe care am mai întâlnit-o și la alții, nu a venit întâmplător. Deci consider că nu a venit întâmplător. Este un soi de, i-aș spune eu, de semnal de alarmă, cum că, măi, lucrurile, da, Dumnezeu, esența divină, o entitate absolută, principiul suprem absolut, vine și spune, lucrurile nu mai pot continua cum au fost până acum. Și cred că trebuie un soi de reîntoarcere la ceea ce înseamnă spirit și spiritualitate și la reconectarea noastră cu natura. Pentru că e ca și, mă gândesc așa mai plastic, la o comparație cu un copil mic pe care îl lași să facă tot ce-i trece lui prin cap, fără să încerci să-l corectezi, fără să încerci să-i spui, normal, neapelând la abuz sau la violență, dar să încerci să-i spui că anumite lucruri nu sunt bune sau că anumite lucruri se fac într-un anumit fel și așa mai departe. Ori lăsându-l de capul lui, va face ce consideră el. Da. Există un principiu în șamanism inca care se numește Aini. Iar Aini înseamnă armonie, înseamnă justa relație și înseamnă reciprocitate. Ceea ce primesc, dau. Și șamanii din junglă spun că nu este nicio diferență între a fi atacat de către un jaguar și a fi atacat de un virus. Practic, ceea ce te face să devii o pradă este într-un fel că tu ai devenit un prădător. În sensul că ai ieșit din echilibru, ai ieșit din acest Aini, pentru că Universul este un univers sensibil și este un univers inteligent, guvernat de un mecanism foarte, foarte sofisticat, care răspunde tuturor acțiunilor și răspunde de asemenea gândurilor, sentimentelor, răspunde
unei întregi game de energie, că este vorba de gânduri, de sentimente, de emoții sau de acțiuni. Și atunci când a ieșit din Aini, de exemplu, comportându-ne ca niște copii care experimentează tot ce se poate experimenta și a căror responsabilitate încă nu este conștientizată sensului participării la această creație. Și apropo de mituri, miturile care s-au ciocnit atunci când a venit cultura europeană prin conquistadori, prin cuceritori pe teritoriul Americii de Sud, a fost că au întâlnit o populație care nu trăiau după mitul căderii, nu erau surghiuniți. Ei trăiau în comuniune, cu recunoștință, simțind că ei sunt parte din această grădină minunată care este Pământul și că rolul lor este să fie păstrători, să aibă grijă, să trăiască împreună, pentru că tot ceea ce primeau de la Pământ era frumos, era minunat, îi hrănea. Și în felul acesta ei făceau parte dintr-o familie cosmică, pentru că recunoșteau că tot ceea ce îi hrănește le dă viață, precum o mamă, de aceea zic mama Pământ, dar nu zic numai la Pământ mamă, zic... Mama Sara, de exemplu, se referă la porumb, care este o plantă sacră și este ceea ce pe ei îi face să fie în viață, să se hrănească, să-și poată cultiva solul. Deci, este vorba de acest lucru. Când doar luăm și vedem pământul într-o relație în care el este o resursă și extragem tot ceea ce se poate de la pământ și de la creațiile Pământului, că este vorba de plante, că este vorba de copaci, vedem numai ca resurse din care luăm, noi atunci ieșim din Aini, ieșim din echilibru natural. Ieșim din echilibru natural prin acest comportament, care e un comportament de prădător, devenim automat vulnerabili. Și omul distruge cumva ecosistemul, la asta mă gândesc, pentru că este intruziv. Probabil că este cel mai intruziv dintre toate ființele de pe această planetă. Adică fiecare animal are un soi de habitat al său, da? În care, da. Și dacă ne uităm, de exemplu, în jungla amazoniană sau, eu știu, în alte locuri ale lumii, unde există un soi de echilibru și mi-aduc acum aminte foarte frumos o altă invitată, Ioana Iliuț, îmi povestea despre o altă tradiție, din America de Nord, în care vorbea despre femela bizon, marele bizon, dar ca femela albă, da, care conducea turma de bizoni și pentru a păstra acest echilibru natural, acest ecosistem sănătos, în turma respectivă de bizoni, când bărbații din comunitate ieșeau la vânătoare, existau anumite animale mai neputincioase, să le spunem, da? Orică erau în vârstă, orică erau foarte tinere, care se ofereau, rămâneau în urma turmei, care se ofereau drept hrană. Cumva exista această conștiință sau conștiență pe care noi probabil că nu o înțelegem ca oameni, ca un animal să se ofere drept hrană pentru acei vânători, pentru a păstra acest echilibru. Or, omul este, din păcate, foarte intruziv în habitatul animalelor. Da, așa este. Omul distruge acest echilibru. Și acest echilibru este format prin milioane, miliarde de ani de evoluție, de evoluția conștiinței de asemenea și a conștiinței planetare, a conștiinței cosmice, a conștiinței naturii, a tuturor ființelor care trăiesc în natură, a conștiinței solare. Și în momentul în care acest echilibru se rupe, există reacții. Există reacții pentru că tendința este de a se reechilibra, de a se aduce la reechilibru. Și atunci apar tot soiul de fenomene naturale, inundații, cutremure, erupții, uragane, molime și așa mai departe. Este o tendință de a se reechilibra.
Și asta este rolul șamanului, de a deschide aceste porți de conștientizare, cum spunea și Miruna, că facem parte, fiecare își face lucrul său personal, individual, dar facem parte dintr-un mare, mare tot. Este o rețea din care noi facem parte. Da. Mie mi se pare extraordinar să aflu despre animale și despre copaci. Momentan există foarte multe filme documentare care, când mă uit la ele, pur și simplu rămân, mă minunez. Sunt foarte multe informații extraordinare care circulă în acest moment și, de exemplu, era vorba despre copacii care ard în pădurile din California și faptul că ei nu vor mai fi acolo și frunzele lor nu vor mai cădea pe pământ. Noi nu știm, că n-am cercetat, dar când auzim astfel de lucruri e incredibil. Deci frunzele când cad pe pământ și intră în pământ, sunt absorbite un anumit acid humic sau nu știu cum se chema, nu mai știu exact, dar un anumit acid este creat în pământ, care se răspândește prin pânzele freatice care intră în ocean, și dacă acest acid ajunge în ocean, oceanul are destul fier, conține fier. Deci acest acid creează fier în ocean și dacă oceanul are fier, atunci dioxidul de carbon nu mai, adică absoarbe mai mult dioxid de carbon din atmosferă decât dacă nu are fier. Deci când auzim astfel de lucruri, cât de genial, cât de dumnezeiesc este totul creat, în ce ordine, în ce totul interconectat. Deci cine ar fi crezut că dacă cade o frunză pe pământ, ce rol joacă? Asta vorbeam ieri cu Radu, ne plimbam și ne uitam la frunzele care cad, care în fiecare dintre noi se creează o emoție, un sentiment când le vedem și e ceva foarte frumos, e ceva și care are de-a face cu pierdere, cu moarte, dar e ceva foarte frumos, e o moarte colorată, e o moarte frumoasă pentru ochi și știm că copacii intră într-un fel de odihnă după ce își lasă frunzele să cadă. Dar de unde să știm lucrurile astea? Mie mi se pare extraordinar. Și cred că noi vom accesa aceste informații și va deveni un, cum să spun, o urgență, un scop al vieților noastre să contribuim ca să se restaureze acest echilibru. Și copiii noștri, copiii tăi, nepoțica noastră, copiii pe care îi creștem acum, sunt convinsă că vor avea antenele complet deschise și vor fi total sensibilizați și conștienți și responsabili, dar dorința mea este să le lăsăm un pământ așa cum l-am primit și noi, unde pe vremea noastră, când eram noi copii, erau anotimpuri, erau recolte mult mai naturale, pământul nu era forțat să facă nimic. Și îmi doresc foarte mult să ne reîntoarcem la această stare și poate chiar și mai bună, pentru că tehnologic vom fi mult mai evoluați decât acum 30-40 de ani, evident. Dar este o dorință foarte mare a mea și cred că mulți oameni își doresc și nu știu încă cum putem contribui, dar eu cred că dacă ne punem intenția și ne conectăm cu ghizii noștri, cu cei care ne conduc, care sunt cu noi zi de zi, cu sufletul nostru, vom ști ce să facem, vom afla și vom putea contribui. Și de asemenea vreau să spun că în cei 12 ani de când roata medicinei se învârte în România, am văzut mari, mari transformări în oameni și am văzut cum se produce evident o masă critică pentru acest lucru, dar se produce, e ca un tunel care se deschide în noi, în cel de-al treilea ochi, în inimă, în toată ființa, în toate centrele noastre energetice.
un tunel care se deschide, devine tot mai amplu, mai vast și unde, într-adevăr, în conștiința noastră e loc de tot mai mult. Adică în inima noastră e loc de tot mai mult, în mintea noastră, care noi lucrăm ca să devină o minte a începătorului, în arhetipul păsării colibrii, lucrăm pentru ca mintea noastră să se elibereze, să devină o minte, o minte unde putem să ne minunăm ca și copii, unde putem să ne conectăm la alt nivel unii cu alții, la nivelul inimii și să ne bucurăm de viață și să ne bucurăm că să ne bucurăm de ce vorbeam, de minunile de zi de zi și de ce putem afla, de ce putem învăța, de cum ne putem conecta unii cu ceilalți. Și această minte a începătorului e ceva extraordinar și ceva ce copiii practică în mod total natural și noi avem nevoie să reînvățăm. Dar e simplu, că numai când vorbesc parcă îmi lasă gura apă când mă gândesc ce frumos e când... E recunoștință. Care este exact, care este... Prin recunoștință automat intrăm în mintea începătorului, mintea care se minunează. Și una dintre practicile pe care am învățat-o de la Chris Waters, ghidul și învățătoarea noastră de atâția ani, este călătoria din minte în inimă, care este o practică extraordinară. Câte sincronicități am câteva colaboratoare cu care folosesc în mod frecvent, fără poate să ne dăm seama acest cuvânt, sincronicități, și îmi place că când te ascultam, deja eu aveam în minte niște conexiuni apropo de sincronicități. Faptul că, într-adevăr, copiii sunt cei care știu, sunt nealterați și sunt cei care știu să se bucure. Un copil de câțiva anișori, 3-4 ani, din curiozitate, pentru că la ei există curiozitate, creativitate, imaginație, vede o frunză pe jos, da? O ia și o studiază și îi se pare ceva minunat. Bineînțeles că un adult încruntat cu privirea în pământ, în jos, merge, nu se uită nici la copaci, nu se uită nici la frunze, nu se uită decât e cu gândurile lui. La fel, când vorbeai despre a coborâ mintea în inimă, există în tradiția creștin-ortodoxă și cu precădere în isihasp, da, din grecescul isihia, liniște, există această tehnică, coborârea minții în inimă, da? Vorbim de inima spirituală. Deci iată câte conexiuni există între tradiții spirituale, dacă putem include și o putem face cu siguranță, putem include și șamanismul într-o formă, nu religie, dar într-o formă de tradiție spirituală și găsim elemente comune cu ceva ce am găsit poate în budism sau în tradițiile orientale, cu ceva ce am găsit poate în creștinism, în creștinism ortodox. Deci iată aceste sincronicități. Și apropo de budism, când am auzit această sintagmă la tine, mintea începătorului, mintea golită de credințe limitative, de tipare relaționale venite din copilărie, de tot felul de pattern-uri, de tot felul de răni emoționale, mă gândeam la o altă carte superbă din colecția Zen, Budismul Zen, a editurii Herald, a lui Shunryu Suzuki, Mintea Zen, Mintea Începătorului. Exact ăsta este titlul, perfect, titlul cărții. Perfect. Da. Mai vreau să spun că avem bucuria că după aproape 9 luni de pauză, roata medicinei a început să se învârtă în România. Colegii noștri din echipă au fost foarte curajoși, deciși și am simțit cu toții că e momentul să începem. Noi nu am putut fi alături de ei, pentru că locuind în Germania n-am putut să mergem, dar ei, în 3 orașe, au aprins din nou flacăra roții medicinei și este o mare bucurie și o mare onoare ca în aceste timpuri să reîncepem. Și au fost mulți oameni care au spus da și s-au alăturat lor.
și este extraordinar și sunt convinsă că orice activitate pe care o ținem în această direcție, în această perioadă, contribuie ca rotițele să reînceapă să se învârtă și să putem să accesăm din nou, să avem din nou acele lucruri care ne hrănesc în mod live. Pentru că asta știm, este ceea ce învățăm la șamanism, că avem nevoie de experiența personală, practică, vie, pentru ca să simțim cu adevărat ce înseamnă experiență. Trebuie să o avem în mod live. Și ne-am bucurat enorm și suntem foarte mândri de colegii din echipă care au lansat din nou, au luat avânt și au lansat din nou roata medicinei, i-au permis să se învârtă în România în această perioadă dificilă și sunt convinsă că la anul vom fi cu toți împreună live și pentru că s-au pus bazele și s-a dat drumul la energie. Da. Dragii noștri, am vorbit astăzi în cadrul campaniei Arhetipuri, simboluri, mituri, ritualuri șamanice, despre șamanism, despre tradiția Inca, pornind de la prezentarea, recomandarea unei cărți a profesorului Octavian Simu, Șamanismul, călătorie între două lumi, și am să vă mai arăt încă o dată cartea la cameră, o carte publicată în colecția Șamanism a editurii Herald. Au fost alături de noi Miruna Noghi, Radu Noghi, membri ai echipei Școlii Medicina Șamanică, muzicieni și de asemenea practicanți șamanism în tradiția Inca. Le mulțumesc foarte mult. O discuție foarte interesantă și foarte prolifică și consider că am atins multe subiecte sensibile. Noi ne oprim aici și vă dăm întâlnire data viitoare la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi binecuvântată, lectură plăcută, la revedere, numai bine! La revedere! Mulțumim! Mulțumim!